Bună ziua, mă numesc Tatiana Untilov și vă prezint știrile UBB TV. Urmează principalele titluri. Festivalul Internațional de Film Transilvania își aniversează majoratul. Studenții din Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică vor beneficia de carduri de transport contactless. Beercraft Festival a adus pe aleea stadionului peste 40 de sortimente de bere. Cluj Design Summer Edition a dat start vacanțe de vară cu originale piese de design. TIFF a pregătit numeroase surprize pentru pasionații de film, iar pentru cei pasionați de gătit a fost dedicat filmul Extra Virgin. Transylvania International Film Festival for hosting us tonight. Primul festival de film din România, Transylvania International Film Festival sau TIFF, și-a aniversat majoratul. În cadrul evenimentului a fost difuzat pe ecrane filmul Extra Virgin, în deschiderea sa prezentând ambasadorul Spaniei. După ecranizarea din domeniul culinar, spectatorii au fost invitați la restaurantul Brix pentru a savura o cină gătită de bucătari cunoscuți de la emisiunea MasterChef. Sunt în postura de location manager, al treilea an, aici la Sapienția. Mă ocup de voluntari, coordonez voluntarii și toate activitățile de aici, începând de la Q&A-uri, adică discuții după film, introducerea filmelor, coordonez moderatorii care vin aici. Cam asta. De ce criteriu sunt alese filmele din ziua de astăzi? Nu știu să-ți răspund. Criterii... Eu, de exemplu, am foarte multe filme educativ. Asta pentru educația tinerilor. E prima ediție la care particip. Câți oameni vă așteptați să vină la film? Mă așteptam să fie sold out. Filmul a fost destul de requested, deci chiar așa a și fost. Știi pe ce criteriu oare sunt alese filmele? Sau... Depinde foarte mult de tine, ce genul îți plac, deci depinde foarte mult. Deoarece filmul abordează o tematică gastronomică, am întrebat câteva persoane ce părere au despre fenomenul food waste. Păi oamenii nu știu să aprecieze. S-au trezit dintr-o dată că câștigă bine, că își permit tot și pot să consume și să facă risipă. Și cum credeți că s-ar putea schimba acest lucru? Mentalitate, educație, conștientizare, responsabilitate. Mă ocup de treaba asta, să nu risipesc mâncarea. Începând de la sortarea gunoaielor, dacă rămân, dar mâncarea în sine o refolosesc cât se poate, gen dacă am un pui pe care îl folosesc într-o supă, o folosesc mai apoi și îl scot și îl pun pe lângă niște paste sau... Probabil inconștiența, pentru că mulți oameni nu știu cât de dăunător este acest lucru și nu știu care sunt efectele acesteia, nu știu să o prețuiască, cam astea ar fi. Campania de transport public din Cluj nu va mai elibera abonamente de hârtie pentru studenți. Ei vor avea abonamentele gratuite încărcate pe cardul contactless, care nu va mai fi actualizat în fiecare lună, ci doar la începutul anului universitar. Începând cu data de 20 mai 2019, compania de transport public Cluj-Napoca a eliberat carduri contactless pentru studenții UBB și UTCN. Pentru abonamentele gratuite, costul primului card emis a fost suportat de CTP. Pentru abonamentele cu reducere, se achită 5,50 lei. Valabilitatea acestor carduri de plastic este de 3 ani. Ce crezi despre schimbarea abonamentelor pe hârtie în carduri contactless? Am o părere foarte bună despre această schimbare, însă cred că a venit întârziat. Sunt de părere că ar fi trebuit să se adopte de mult o astfel de decizie. Care a fost procesul de obținere a cardului? A fost destul de simplu, a fost doar o cerere și deja tot ce intra în documentele obișnuite, nimic special, le-am completat super ușor, 5 minute și erai gata și mai stăteai 2 minute în coadă și atât.
Cum se utilizează cardurile contactless? Este vreo diferență între abonamentele de hârtie și aceste carduri? Da, într-adevăr există, trebuie să le validezi la orice călătorie și dacă traseul este comun cu liniile pe care le alegi tu inițial, trebuie să apeși acolo pe tronson comun pe ecran și apoi să le validezi. Eu, de exemplu, am aflat despre asta prea târziu, adică ieri și astăzi am pus în aplicare și într-adevăr merge. Sunt mulțumită de această schimbare și chiar îmi place pentru că mi este mult mai ușor să mă folosesc de card decât să prezint hârtia la fiecare, de fiecare dată atunci când vine un controlor la bus. Ți se pare potrivită perioada de schimb pentru studenți? Nu, pentru că la sfârșit de an e o perioadă mult mai încărcată și eu, de exemplu, am avut sesiunea pe perioada aia și trebuia să-mi găsesc timp cumva să ajung la una dintre secțiile care unde puteam să-mi fac cardul și de aia. Ți se pare potrivită perioada de schimb pentru studenți? Nu, categoric. În special pentru studenții din anul 3, care au acum licența și cardul e valabil doar o lună, până în iulie. Și puteau să facă asta în octombrie, când toți sunt disponibili și nu e nicio problemă pentru nimeni. Ai întâlnit dificultăți în utilizarea lui? Da, să știi că da. Probabil nu am fost suficient de informată asupra faptului cum ar trebui să utilizez acest card. De aceea mi s-a întâmplat de mai multe ori să merg, să încerc să-l validez și să nu-l pot valida. Și nici până azi nu știu de ce nu pot să-l validez, dar cu siguranță mă voi informa pentru că data viitoare, când ies din infernul licenței și călătoresc cu troleibuzul, să fiu informată și să nu am incidente neplăcute cu controlorii. Primul festival dedicat creatorilor de bere din zona Transilvaniei, Beer Craft Festival, a adunat peste 40 de artizani berari, ce au pus la dispoziția pasionaților o varietate de băuturi. Astăzi suntem la cel mai mare eveniment dedicat berii din Transilvania. Au venit adulții împreună cu copii să se bucure de atmosfera festivalului. Povestea este una destul de simplă, ideea de a promova berari autohtoni din România cu acționariat românesc, cărora să le oferim posibilitatea de a-și prezenta berile în Cluj-Napoca. Depășim 50 de etichete de bere artizanare și specialități de bere. Suntem undeva la 20-30 de mii de oameni pe zi. Desigur, trebuie să vedem și ziua de mâine, duminică, ce se întâmplă, dar deocamdată suntem cu o creștere de 30 și ceva la sută față de anul trecut. Am adus beri noi, bere cu miere, bere cu mango, consumul de bere de tip Weizen a crescut în Cluj, am suplimentat anul acesta. După ce terminăm festivalul, analizăm și practic berile sunt ca niște artiști pentru noi. Le aducem ca niște artiști în funcție de cum s-a consumat. Printre vedetele acestei ediții au fost Berea la Cluj, Bere din Bucovina, Paulaner, Gambrinus, One Beer Later sau Nenea Iancu. De la produsele expuse și standurile ieșite din comun, până la muzica ce a întreținut atmosfera evenimentului, fiecare element a fost menit pentru a ajuta pe berari să împărtășească poveștile unice ale berilor și să-i atragă pe cei prezenți la festival pentru a-i savura specialitățile. Bună, astăzi am servit mai bine de 600 de consumatori pasionați de bere. Le oferim prima bere blondă de tip lager, apărută, Pilsner Urquell. Este un brand 100% cehesc. Pilsner, practic ei au creat categoria de beri Pilsner în 1842, acum 177 de ani. Este și o tehnică de turnare diferită pentru stilul tradițional cehesc de servire a berii, cu 3 degete de spumă. Iar tehnica de turnare este inversată, mai întâi 3 degete de spumă cremoasă, după care se dă drumul la bere de sub nivelul spumei către suprafață. În felul ăsta berea se menține proaspătă pentru că nu are niciun fel de contact cu oxigenul. Iar spuma este foarte, foarte cremoasă și oferă un echilibru perfect între gustul amărui, care este mult mai prezent în lichid, și notele de caramel, subtile, mai prezente în spumă. Putem spune că chiar suntem printre primii în România care am reușit să aducem în țară
o bere care vine din Ingolstadt, din mama sau chiar din inima Bavariei, unde s-a inventat legea purității în 1516 și noi am reușit să obținem licență exclusivă pe toată țara. Este firma Herrenbräu, dorim un produs bun, să venim cu ceva nou. Nou înseamnă pe regiunea asta, înseamnă calitatea bavareză. Suntem novice, rulota pe care am luat-o noi a ajuns în țară de câteva săptămâni, am colantat-o, sunt printre primele festivaluri la care participăm și încet, încet încercăm să căpătăm experiență, că numai așa poți până la urmă. Ca în fiecare an, Beer Crafters Festival s-a pregătit și cu un line-up culinar conceput să complimenteze sortimentele de bere. Gurmanzii au putut alege dintr-o diversitate de preparate delicioase, printre care pizza, burger, seafood, clătite, dar și multe altele. Clujenii prezenți la festival s-au arătat încântați de ceea ce a adus nou acest eveniment. Cred că merg pe tradițional și ca atare în seara asta am consumat mai mult Ursus retro. Da. Tradițională. Și credeți că la anul o să mai veniți? Cu siguranță. E prima dată când veniți la un festival de bere? Nu. Sunt clujan și am participat aproape an de an. Și o să mai veniți și la următorul an? Abia aștept să vin. Îmi place ieșirile. Care este berea dumneavoastră preferată? Ursus. Ați mai încercat și alte sortimente mai noi? Am mai încercat și altele, dar totuși berea tradițională e Ursusul. Este berea ta preferată? Guinness. Și o să mai vii și la ediția următoare? Da, de ce nu? Mi se pare super tare, super mișto. Plin de lume, oameni faini. Ți se pare frumoasă atmosfera? Da, muzica e super. Și ai mai fost zilele trecute sau astăzi prima zi în care vin. Cei mici s-au putut bucura și de ateliere de creație artistică alături de cei de la organizația Something New. Prin workshop-urile puse la dispoziție, ei au putut picta sau realiza figurine din baloane. Ediția viitoare se anunță mai amplă, cu mai multe activități pentru vizitatori, dar și cu mai multe tipuri de bere artizanale. Peste 30 de designeri din toată țara își expun cele mai originale piese din colecția primăvară-vară la târgul de produse Cluj Design Summer Edition. Evenimentul a adunat sute de vizitatori în incinta Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Designerii din toată țara au venit la Cluj-Napoca să-și prezinte cele mai originale piese din colecțiile lor. Am găsit acolo nu doar haine, dar și bijuterii, mobilier, obiecte și decorațiuni pentru o vară cu stil și originalitate. A câta ediție e? A 13-a ediție este aceasta. În principiu organizăm 3 ediții pe an. Summer-ul, acum în iunie. În octombrie expoziția Cluj Design Days și de Crăciun Cluj Design Christmas Edition. Cumva pregătim niște cadouri neconvenționale pentru oameni de Crăciun, alături de designerii care vin. Și cum selectați designerii? În funcție de ce? După ce criteriu? Cumva ne place să avem o balanță între toate categoriile și tipurile de design care există, adică alegem să avem în principiu proporțional egal designer vestimentar, designer de bijuterii, de accesorii, de mobilier și cumva, na, ăsta e procesul în principiu. Încercăm să menținem o balanță ca să existe o diversitate, să mulțumim cât mai mulți oameni când ei vin și să se potrivească pentru fiecare personalitate și fiecare om. Și prețurile cum se pare? Puneți vreun criteriu pentru un preț anume pentru designer sau nu? Nu, nu avem restricții din punctul ăsta de vedere. Cumva nu simțim că ne permitem să ne băgăm în bucătăria lor internă. Noi apreciem foarte mult munca pe care eu o depun și chiar îi încurajăm să își pună niște prețuri corecte. Dacă au nevoie de consultanță din partea noastră, cu drag le oferim, dar na, chiar ținem să își aprecieze munca pe care eu o depun, pentru că știm ce stă în spate, câtă muncă, tot conceptul, toată gândirea, toată producția, și atunci clar trebuie să fie și prețul direct proporțional cu munca care eu o depun. Deci cred că sunt prețuri corecte. Conceptul acestui bijuterii e o poveste în spate. Noi suntem două prietene care facem produsele acestea. Eu sunt în cadrul medical, ea e arhitectă și ne-am dorit tot timpul să avem bijuterii mai finuțe și nu prea am găsit tot timpul pe placul nostru, așa că ne-am gândit să începem să le facem singure. În principiu desenez ceea ce îmi place și ce mă atrage, nu e neapărat un concept foarte deep, îmi place pur și simplu să desenez ceea ce mă face pe mine fericită.
e greu să fii în România designer sau ilustrator? E apreciată munca? Un pic mai dificil ca în afară, aș zice. Nu există așa piață mare încă, dar cred că se dezvoltă și cu târgurile astea și cu Romanian Design Week și tot felul de chestii. Cred că începe să se miște treaba, mai ales în orașele mari. Care e conceptul vestimentației tale? Noi facem haine din materiale pe care le refolosim. Avem un second hand online, ne rămân foarte multe materiale și facem lucrurile astea ca să nu aruncăm și să refolosim materialul, să facem ceva unic. Avem și jachete, de exemplu, făcute din pantaloni. Sunt pantaloni foarte mari care nu se vindeau și atunci le-am croit în felul ăsta, să facem ceva special și unic. Asta e, practic, motto-ul nostru, să fii diferit. Foarte faină idee. Mulțumim. Spune-mi, te rog, e greu să fii designer în România? Nu pot să zic prea multe, dar sunt foarte mulți, piața e foarte mare. Ce mi se pare cel mai important este să știi să te diferenții, să ai acel ceva, să fii diferit față de restul. Dar eu zic că dacă ai idee și ai inspirație, reușești să te faci cunoscut. Spune-mi, te rog, care sunt prețurile de la... Prețurile la noi sunt destul de accesibile, asta am vrut să oferim oamenilor posibilitatea să-și aleagă ceva unic și, adică, nu știu, până în 200 de lei, nu cred că e ceva mai scump de 200, cât să își poată permite oricine să-și cumpere ceva de la noi. Colecția mea se numește Human Nature, este axată pe foarte multe perle de cultură, urmăresc linii clasice, minimaliste și, aceasta mi-a plăcut să îmbin foarte tare perle cu argintul, să le dau o altă notă perlelor, să nu mai fie purtate ca și perlele clasice cu o rochie de ocazie. Poți să le pui la o cămașă sau un tricou și să fie un look foarte chic. Și care sunt prețurile pentru... Prețurile pornesc undeva de la 120 de lei și poate să ajungă până la 400-450 de lei. Și zi-mi acum, cum e apreciat un designer în România? Designerii au început să fie din ce în ce mai apreciați la noi în țară și într-adevăr lumea chiar își dorește altceva. Nu mai vor tot să cumpere lucrurile stas pe care le găsești în orice magazin, ci o piesă mai unicat sau o piesă unde se vede lucrătura manuală. Și acest eveniment ți-a îndeplinit așteptările pe care ți le-ai creat? Este un eveniment cu potențial și ar trebui să se organizeze din ce în ce mai mult astfel de evenimente în Cluj, pentru că este un oraș foarte frumos, unde vin tot felul de vizitatori și din afară și din alte orașe de lângă Cluj. Îmi place foarte mult orașul și am să mai revin. Nu ești din Cluj? Nu, eu sunt din Craiova. Sunt haine perfecte, fără să fiu măsurată înainte, deci... Mi-a plăcut mult. Okay. Ți-au îndeplinit așteptările? M-aș vrea să fie mai multe cabine de probă, sincer. Dar e ok. Cum îți par prețurile? Rezonabile, chiar rezonabile. M-aș vrea să fie mult mai mari, dar e chiar ok. Apreciezi designeri din România? Da. Acestea au fost știrile UBB TV. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână frumoasă!